Vreau o țară ca afară, să nu mă tragă nimeni pe sfoară, buzunarele să nu doară. Vreau o țară ca afară. Vreau o țară ca afară. Vreau o țară ca, 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 ca. Vreau o țară. Vă spun bună ziua, sunt Gabriel Ghincea și azi vom fi împreună pe ulițele Sucebei, aici unde se întâmplă lucruri și mai bune și mai rele. Genii mari și frunte îmbele, vânt ce stă și vânt ce bate, și martiri, dar și lichele, nedreptate și dreptate, și-a putea și nu se poate, și noroi și stele. Iată că avem o emisiune cu un titlu destul de important pentru zilele de astăzi, Pâinea noastră, cea de toate zilele. Pâinea noastră, cea de toate zilele, pe care... Din păcate, unii ne-o scot din țară, ne-o vând de-a lungul și de-a latul mapamondului pentru a face bani. Ei nu se gândesc la populația țării din care ei provin, nu se gândesc la cei care au produs grâul, nu se gândesc la sudoarea care se tot varsă pe piepturile țăranilor din septembrie, atunci când plantez greul, și până în, la final de lună, iulie, atunci când greul este recoltat. Să nu mai punem și pe aceea de condiționare a greului, când el poate deveni greu panificabil. Ei bine, nimeni nu se gândește, cei mari se gândesc doar la bani, se gândesc doar cum să-și rotunjească veniturile acum când România suferă, acum când România este în criză, acum când România mai mult ca niciodată are nevoie de coeziune și are nevoie de o conducere cinstită și până la urmă românească, care să țină cu poporul ăsta. Poporul ăsta foarte greu încercat. Spuneam și în alte dănți, o spun și acum, o repet, cred că este... N-am avut conducere mai antiromânească din 90 până acum decât conducerea pe care o avem acum. E vorba și de președinte și de guvernul, și de guvernul pe care îl avem, pentru că au interzis exporturile de alimente și de produse agroalimentare pentru 48 de ore. În timp ce ei făceau acel document, acel act normativ prin care era prevăzut oprirea produselor agroalimentare către export, tocmai în portul Constanța se încărcau două vapoare cu grâu. Către Dumnezeu știe ce clientelă bogată aflată în afara României. După 48 de ore s-a revenit asupra interdicției de export, așa că exportatorii, ultima brumă de grâu pe care am avut-o, cred că ne-au măturat și silozurile și magazinele din Rezerva Națională, totul s-a dus pe vapor către alte meridiane. Moment în care ministrul Oros, ministrul Agriculturii, interzice celor care lucrează în Ministerul Agriculturii să mai vorbească despre Rezerva Națională. Păi ce să mai vorbească, domnul ministru, dacă toată Rezerva Națională este vândută? Așa fac cei care nu iubesc țara. Așa fac cei care au ajuns la conducere și... Eu sper să nu mai fie cât de curând. Ne-am săturat de asemenea oameni care n-au nicio legătură cu ceea ce înseamnă popor român, cu viața românească, cu viața economică, cu săracii României și cu toată lumea cea care zi de zi, în fiecare dimineață, se gândește, Doamne, măcar și azi să mai mă ții sănătos. Despre asta este vorba. Despre agricultură, despre silvicultură și despre pâinea noastră, cea de toate zilele, vom vorbi cu domnul deputat Emanuel Habrici, parlamentar în Comisia de Agricultură, Silvicultură și Silvicultură, Industria Alimentară și Servicii Specifice. Când poți, Cătălin, să mi-l primi la telefon pe domnul deputat? Îl avem la legătură. Bună dimineața, domnul deputat! Bună dimineața, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Ce faci, domnul deputat? Ce să fac? Muncesc dimineața, agricultura, fiindcă până la urmă este cea mai importantă resursă pe care o are această țară, pământul. Din fericire, chiar avem pământ de calitate, iar din nefericire se pare că avem un an agricol care nu a început cu dreptul. Sigur că sunt considerente odată de ordin climaterii, că avem parte de o secetă teribilă, pe de altă parte avem și vina
noastre și mai ales a celor care ne conduc la acest moment, a Ministerului Agriculturii, care nu a mișcat în această perioadă nici măcar un deget pentru a sprijini producătorii agricoli, pentru a sprijini... Scuzați-mă puțin, domnul deputat. În redacție, vă rog frumos, dați televizorul sau ce aveți mai încet. Da, scuzați-mă, da. Continuați. Deci sunt cele două planuri, o dată sinceritatea teribilă și o dată lipsa de măsuri active pentru a sprijini acest domeniu, dar până la urmă cele două sunt interconectate, natura nu putem noi modifica, în schimb am putea interveni și sigur că am venit și cu proiecte legislative și cu propuneri concrete pentru a sprijini agricultorii. Trebuie să ne gândim că suntem într-un an foarte, foarte complicat. Este un context general. Am început cu incendiile imense din Australia, incendii care au schimbat tot ceea ce înseamnă climă la nivel mondial, parcă nu era suficient și de reglările de până acum. Am continuat cu tensiunile militare din Orient, după care iată a venit această nenorocire cu coronavirusul, mai avem o bombă cu ceas despre care se vorbește extrem de puțin, situația de la fosta centrală nucleară de la Cernobâl, exact, care este lângă noi. Așa și despre care nu ni se dau niciun fel de rapoarte oficiale, ceea ce știm pe surse sau ceea ce am reușit să aflăm, fiind foarte aproape și sigur că avem cunoștințe, este faptul că focul raportat ca stins nu este stins, înțeleg că sunt nori de fum permanent enorm la această centrală. Și iată că al cincilea aspect este această secetă teribilă, o secetă cum eu nu am prea văzut în România. Și lucrurile astea ne aduc aminte de cele 7 plăgi din Biblie. La fel de bine cum faraon, da, conducătorul Egiptului la momentul respectiv n-a înțeles nimic din primele 5 plăgi, se pare că nici noi nu înțelegem, sau cel puțin cei care au puterea de a decide în această țară nu au capacitatea de a gestiona situația în care ne aflăm, în limita pe care evident le dă legea și posibilitățile. Și tare mi-e frică că și celelalte două plăgi sunt pe drum. Una dintre ele, sigură, va fi criza economică și criza finanțelor publice, care este mai mult decât previzibilă. Bine, domnul Cabrici, că Biblia ne învață. Cartea cărților ne spune ce să facem. Pildele sunt o groază și o groază de învățăminte pe care Sfinții Părinții ne-au tot dat din vechime. Dacă nu le înțelegi, du-te la biserică dacă nu le pricepi, că spune preotul despre ce este vorba. Dar sunt atât de evidente și exemple sunt atât de pe înțeles, încât ori ești idiot și nu înțelegi, ori ești răvăitor. Din nefericire, acum suntem într-o perioadă, am venit după post, am venit după Sfintele Sărbători de Paști, după învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, putem constata cu ușurință surprinzătoare că sunt persoane care citesc 50 de ani Biblia și nu înțeleg nimic din ea sau o interpretează după bunul plac, dar asta este altă discuție. Sau merg la, la Sfânta Biserică și se gândesc la telenovela de la ora 9. Este altă discuție, fiecare își gestionează și viața materială și viața spirituală, așa cum crede, că de asta ne-a lăsat Dumnezeu liber arbitru. Eu vă felicit pentru subiectul ales, pentru agricultură și și silvicultură, fiindcă avem două proiecte de lege aflate în Parlament sau deja trecute de Parlament spre promulgare. Până la proiect de lege, scuzați-mă, domnul deputat, până la proiect de lege, haideți să discutăm de greul țării. Din cunoștințele dumneavoastră, mai avem ceva în rezerva națională sau tot e plecat? Mai avem greu pentru 2-3 luni de zile? După cum majoritatea celor care se ocupă de domeniul agricol știu, rezerva națională până acum un deceniu și un pic, a fost de 3 milioane jumate de tone. De tone. Exact. În urma unui acord cu Fondul Monetar Internațional, întrucât
depozitarea în silozuri, întreținerea și tot ce însemna menținerea unei rezerve naționale de 3,5 milioane tone era foarte costisitoare, s-a renunțat și practic am revenit sau am venit la 10% din această rezervă. Dar știți când a fost făcută, când a fost luată măsura, nu? Păi vă spun eu, pe vremea guvernului Tăriceanu, când domnul Futura a ministru agricultură. Așa țin aminte, da, da. Poate greșesc, dar cred că așa e. Știam data, nu știam exact cine era ministru la momentul respectiv. Da, 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 da. Bun, aici sunt două aspecte. Una, cei care au gândit până în jurul anului 2010, deci inclusiv perioada comunistă dinainte 89, cei care au făcut niște calcule și cei care le-au făcut ulterior, or fi fost drept nebuni să țină în silozuri 3,5 milioane tone. Eu cred că nu, și cred că erau niște calcule făcute ca să avem asigurată o marjă. Dar un an de zile, consumul pe un an de zile. Consumul pe un an de zile, exact. Acum avem consumul de o lună de zile, o lună și ceva, dar nu știm dacă o mai avem. Asta este o întrebare fundamentală la care ministrul Oros nu a răspuns. Păi stați un pic, domnul Hadrici. Deci, în luna martie, guvernul anunța că rezerva națională e de 350.000 de tone. 350.000 de tone și nimic altceva, pentru că ultimul export a fost de 700.000 de tone, penultimul export a fost de 700.000 de tone, după care au dat chestia aia, bă, actuala normativ prin care se interzică exporturile de produse agroalimentare. Dar la vremea ne-a dat doar 350.000 de tone, iar la privați mai a dat în jur de 100-150.000 de tone. La consumul de, de minim de 175.000 de tone pe lună al României, e mai mare, dar îi spune minim, da? 175.000 de tone, înseamnă că grăul din rezervă s-a cam dus. De asta nu ne dă voie, nu ne dă voie domnul ministru Oros, celor de la minister, să vorbească despre rezerva de grâu. Da, lucrurile trebuie privite aici și acum, adică ne aflăm într-un moment. În momentul respectiv, în România este o secetă teribilă. Am văzut ministrul finanțelor explicându-ne că o să avem o creștere în V, adică o dezvoltare în V. Acum suntem în cădere economică, dar după ridicarea măsurilor vom avea o explozie economică. Da. Eu i-aș recomanda domnului ministru al finanțelor Câțu, în loc să studieze teorii generale ale economiei, ale finanțelor, să ia o găleată de apă, să se ducă unde o fie el, în București sau unde e într-un parc, și să o toarne pe sol. Și se lămurește creșterea în B. Fiindcă exact. România a fost și este încă o țară eminamente agricolă. Noi, da, putem spune, da, așa este. Ăsta e adevărul mare și la alt. Avem consum, avem foarte puțină producție, câtă este industrială și se bazează mai ales pe cei doi producători de autovehicule, care au deschis afaceri de la noi în țară, o sucursale, și în rest suntem o țară eminamente agricolă. S-a investit mult, într-adevăr, în agricultură. Cu economie, economie de tip bananier care exportă materii prime și nu produse finite? Plus valoare. Exact. Da, exact. Mi-amintesc că o discuție din Comisia de Agricultură și Silvicultură, în care s-a făcut o analiză privind situația regimului proprietății terenurilor agricole în România. Oficial vorbesc. 41% din terenul agricol este cumpărat de firme sau companii străine. Oficial. Neoficial, din ce informații au dat ONG-urile, oamenii din domeniu care au participat la discuție, ar fi undeva în jur de 55% din suprafața agricolă care nu mai aparține românilor. Ce este o se pare că din, se pare că, scuzați-mă, se pare că din, avem, deci avem 15 milioane de hectare de teren agricol, dintre care 10 milioane de teren arabil. Se pare că la teren arabil, într-adevăr, sunt foarte prost. Foarte, foarte prost. Nu mai este suprafața, adică degeaba este pe teritoriul României dacă aparține unor terț din alte țări. Că sunt ale Uniunii Europene, că sunt și din afara Uniunii Europene, din ceea ce știm cu toții, dar s-a investit, s-a cumpărat aceste terenuri și atunci, că vorbeam acum despre export,
recolta nu mai este a noastră. Exact. Această recoltă pleacă. Pleacă din două motive. Odată este presiunea pusă de piața internațională a cerealelor și de marele burse, da? Fiindcă n-am fost în stare să avem o bursă și în România a cerealelor. Și am venit aici cu o propunere să vedem dacă cineva are să ia în calcul pentru bursa cerealelor la Brăila, care ar fi absolut necesară. Așa cum era pe de interbelică. Exact. Și atunci am putea să discutăm despre, cum să spun, ca și producătorii români să poată interacționa pe piață. Da? Odată este această presiune a companiilor, până la urmă, internaționale, mondiale, este un comerț de multe sute de miliarde de dolari la nivel mondial și este presiunea lor ca acest grâu să fie vândut acolo unde le dictează lor interesele și nu nouă. Iar al doilea aspect este legat de faptul că suprafața sau terenul nu mai este a nostru, producția nu mai este a noastră și atunci nu prea ce le face. Un alt aspect foarte important este faptul că producătorul român n-a reușit să se dezvolte. Este sărac, așa cum îl știm, agricultorul român, sărac a fost și sărac este și acum. Dar de ce are? De ce are, domn deputat? Neavând posibilitate de a investi, nu are capacitate de silozare. Nu poate să țină, să păstreze producția agricolă. Adică vinde grâu, hai să fim acum sincer, vinde grâu direct de pe câmp, îl vinde cu 40 de bani, cu 50 de bani kilogramul, iar samțarul merge pe bursa, pe bursa de la New York și vinde cu 200 de euro tonă. Că ăsta e adevăr. Așa este. Deci astea sunt prețurile. Deci ăla care stă din septembrie până în iulie și cheltuie de să spargă, că știți foarte bine că inputurile s-au scumpit. Apropo de motorină, n-au dat subvenția la motorină nici până în ziua de astăzi, din decembrie. Da, și acum sunt unii care vor fi nevoiți să întoarcă culturile de păioase, culturile de toamnă, și să pună porumb, că n-au încotro. Deci cei care au pus păioase și cu soia, trebuie să întoarcă. Vor avea nevoie iar de 50 de litri pe hectar ca să le facă cultura. Păi n-au primit subvenție și acum guvernul domnul spune că vor fi despăgubiți. Păi n-au dat subvenția la motorină, n-au bani la pușculiță. Și mai promit Marea Cusarea. Ce părere aveți? Bun. Haideți să o luăm ordonat, să terminăm cu silozurile. Vă rog. La ora actuală, o singură firmă, care evident nu este românească, deține 80% din capacitatea de silozare a grâului la nivel național. Hai de capul meu. Ceea ce permite acestor firme mari, care fac comerț cu cereale, efectiv să-și bată joc de producătorul român. Pentru că ei nu au ce face. Producătorul român... Trebuie să-i bâni cuiva, trebuie să dai cuiva. Evident. Și cui dai? Cine îl poate păstra? Cine îl poate? Evident. Bun. Deci asta este o dată legat de ceea ce se întâmplă. De asta e sărac. Că ei, cum spuneți dumneavoastră, e nevoie să-l vândă cu un preț foarte mic unor terțe persoane care ulterior se duc la bursa din New York și îl vând și pleacă. Foarte bine a început emisiunea, pleacă cu vapoarele din Constanța grâul în România. Ăsta e adevărul. Pleacă cu un preț mic și acum dacă am avea și noi singur, mai există o singură firmă românească, nu o să-i dau numele că știu că nu... Este o firmă românească care are o capacitate mare de... Acum import-export? Nu vreau să... Am înțeles, ok. Intru pe piața cerealilor, că e altă discuție, dar este o firmă care are românească. Dar marea majoritate sunt firme străine și fac efectiv bătaie de joc sau deci ce. Deci o singură firmă, repet, o singură firmă are 80% din spațiul de depozitare din România. Nu de 80%, dar bine, acum nu e, dar aici ai. Că eu fie 79, poate 82, aici este. Nu mai contează, da. Nu mai contează. Și atunci evident că a noștri nu au ce face. Doi, vorbeați, și asta este o problemă care arde în momentul actual, vorbeați de faptul că trebuie să renunțe la cultura de grâu și să venim cu porum. Bun. Se vorbește de subvenții. Ca să poți întoarce cultura de grâu și să pui porum, primul lucru trebuie o hârtie din care să se, în care să fie certificat faptul că ai avut cultura calamitată. Exact.
Asta ar presupune comisii care se deplasează în teritoriu și să constate. Păi să spună... Prezentată, domnul deputat, dar când se mai vine comisia? Că aici, acum aici, întâi mai trebuie să punem porumbul. Păi și târziu ca să fim... E târziu pentru sud, e târziu pentru porumb, oricum, da. Și atunci agricultorii, și a fost dezbatere și în Comisia de Agricultură, de măsă efectiv nu știu ce să facă. Odată ce nu este ordin de ministru pentru a se constata calamitățile, există riscul să pună porumb și atunci nu mai primesc acele despăgubiri. Le-or primi la anul așteaptă sau nu, dar evident dacă pun porumb și nu au proces verbal de constatare a calamității, nu o să le primească. Așa este. Bun. Sau își asumă riscul și pe pielea lor investesc din nou în cultura pe cestan. E foarte delicată treaba. Scuzați-mă puțin, gândiți-vă la un mic proprietar, la un mic fermier cu 10 hectare de grâu. Deci, minimorum ca să faci un hectar de cultură de grâu, minimorum, plus că peste iarnă el a făcut tratamente la foliare, el a făcut erbicidare, dar eu spun numai să înființezi o cultură de grâu, ai nevoie de 1200 de lei. Da? Ușor. Așa. Ușor. Deci am pus sămânță de aia ieftină, am pus să ai tu tractorul tău, să nu-ți facă altcineva lucrurile agricole. Păi, ori 10 hectare ai 12.000 de lei. 12.000 de lei pe care i-ai îngropat anul trecut. Acum mai ai nevoie de aia, încă 12.000 de lei ca să pui porumb. Și-ai îngropat și suflet. Când își recuperează în bani ăștia? Eu nu am o suprafață mare de teren în proprietate, vorba de 2,8 hectare. Așa. Dar gândiți-vă ce durere este în sufletul agricultorului, acelui care cultivă, când vezi în primăvară că nu-ți iese nimic. Că tu pui suflet acolo. Cum să nu? Te bucuri de momentul în care sară, în care se desfășoară lucrările articole. Și când te uiți și vezi că e pustiu în urmă, da, te doare inima. Și aici mai este o problemă. Mare atenție legată de subvenție. Noi nu știm exact ce se va întâmpla în cazul în care renunțăm la cultura de grâu, ce se va întâmpla cu subvenția dacă venim cu altă cultură. Dar ce se va întâmpla și cu producția agricole de anul viitor, de anul ăsta? De anul ăsta. Vă mai pâine sau nu mai pâine? Fiindcă, auziți, aici subiectul pentru mine, în fine, domnul ministru Oros vine și ne spune cuvinte frumoase. Domnul Oros nu are nicio treabă, domnul Oros nu ne lasă să creștem viște, să creștem porci, dânsul nu ne lasă să creștem nimic, să creștem liberați. Pentru mine subiectul e închis. Vom avea criză alimentară în toamnă. Am fost la o emisiune la Tot cu dumneavoastră, am făcut-o și spuneam, înainte de a începe sau a izbucni toată povestea cu pandemia, era chiar atunci început discuții legate de treaba asta și am spus alături de dumneavoastră că în spitalul județean Suceava măsurile igienice sunt la pământ, colcă e de virus. Că asta o știa personalul din spital de acum 3-4 ani. Da, știam și noi. Da. Știam și noi, nu erau. Și trebuie luate măsuri. O trebuie să ajungem în dezastru de acum. Ca într-un târziu cineva să se trezească. Bun, noi, sau eu cel puțin, fiind în, și pro-România, partid de opoziție, noi nu am votat nici guvernul Orban și nu am votat nici prelungirea stării de urgență. Deci suntem singurul partid ferm de opoziție. Am votat inclusiv moțiunea pentru căderea guvernului Orban, deci am avut o linie constantă că acest guvern nu este capabil să facă față provocărilor acestei crize. Dar, sărim peste aspectul politic, o spunem din nou, fiind în opoziție, pro-România nu poate să facă mai mult. Intrăm într-o criză alimentară care va fi mai dureroasă decât pandemia legată de coronavirus, fiindcă nu va afecta 10-11 mii de oameni cât avem până acum legat de coronavirus care au fost depistați pozitiv. Ne va afecta pe tot. Și cum ne va afecta? Prin nivelul prețurilor. Fiindcă aceiași trader care au vândut acum greul luat ieftin, o să ne aducă... De 3-4 ori înapoi. Exact. E o chestie, cum să spun, logică, firească.
Fiindcă dacă așa aveți... O să vină înapoi cu greul nostru și o să ne aducăm toamnă de 4 ori preț. Așa este. Corect. Deci este o logică simplă, e o logică elementară. Până la urmă, aceste companii, nu cred să le acuz că orice companie face afaceri, adică au venit și aici în România și în Africa și oriunde să câștige bani. Ceea ce putem acuza este politica acestui guvern, care a zis, domnule, interzicem exporturile. Și probabil că au dormit într-un mod aparte peste noapte, abar n-am, ci s-a schimbat în chimia interioară, în creierul lor, că în 48 de ore au zis, nu, e ok. Vapoarele care sunt încărcate să plece, cele care trebuie să încărcate să fie încărcate, da? Și e ok, totul e bine, e frumos, nu ne mai interesează ce se întâmplă cu populația României, am închis subiectul. Vă spun, nu pot acuza firma, că firma vrea să facă bani. E ca orice agent economic. Da, corect, dar știți care e chestiunea? El vine în România că este stână fără câini. Exact. Stână fără câini, că în Ungaria nu poate să ia așa, că îi dă Orban cu tifla în cap. Orban era Victor. Ca nostru Orban, cred că a primit telefon. Ce-ai făcut, bă, de-aia te-ai pus-o pe tine acolo, mă? De ce șeful? Păi tu interzici exportul, bă, dar ai noștri au două vapoare în port la încărca, bă, Orban. Da, șeful. Băi, Chițu, ce-ai făcut, mă? Păi nu mai spui, mai tare. Băi, Oro, ce-ai făcut? Nu, gata, de mâine se poate exporta. Cam așa e, cam așa e. Probabil că cei care au contracte și sunt mari trader, ne întoarcem la Biblie, chiar așa s-au gândit, iartă-l, Doamne, că nu știi ce face. Adică el, Orban, dacă chema un consultant pe politică agricolă internațională, oricare, îi spunea din start, uite la ce ți-asumi în momentul în care interzice exportul de cereale. Îți asumi problemele, nu mai intrăm în discuții. Dar și-a venit telefonul și s-a renunțat, evident. Că nu da, se produs. Dăm drumul. Să meargă elevatoarele, să meargă încărcatul greu la băieți acolo, păi normal. Domnul deputat, păi n-a primit domnule șapca aia din partea lui președintele Americii? Ai văzut cât ne costă șapca aia? Eu nu vreau. Sau nu știți? Iohannis, când a fost Iohannis la Washington, s-a întâlnit cu domnul Trump. Domnul Trump i-a dat o șapcă de asta de golf. Ca domnul Iohannis. Cam scumpă șapca aia. Știți cum e aici? Nu judeca dacă nu vreți fi judecat. Problema este că ne afectează pe noi. Așa este. Și nu ne va afecta ușor. Deci va fi extrem de dureros pentru buzunarele noastre. Ne-am dus în două luni de zile la peste un milion de șomeri. Gândiți-vă câtă lume lucra la negru în țara asta și de să spunem că ăsta e adevărul. Adică cred că mai sunt încă două. Cred că mai sunt încă două. Gândiți-vă câți români, deci avem 1.400.000 în tot anul de șomeri, au intrat în România peste 2 milioane de români care erau în afară. Mai avem pe cei care lucrau la negru. Mai avem, evident, o masă de persoane care era și până acum cât pensa. Gândiți-vă câtă lume la ora actuală nu are venit. Nu are ce mânca. Deci nu are cu ce trăi, nu are ce mânca. Și deocamdată, fiindcă fiecare poate și-a pus 3 lei deoparte pentru zile negre. Se termină, dacă nu s-au terminat deja. Va fi o iarnă curentă, domnul deputat. Va fi o iarnă curentă când va trebui să plătim în mod sigur încălzirea mai mult, când curentul aproape sigur se va scumpi, când mâncarea probabil se va dubla, când nu va avea de unde, că știți care chestiunea, spuneați noastră că ne aducă ea greu. Eu cred că nu ne aduc înapoi. Că poți să ai bani, poți să ai aur. De unde cumperi, că nu-ți dă nimeni. Că dacă va fi criza alimentară și la anul, chiar că am pus-o. Bun. Eu, în primul rând, o spun la dumneavoastră, o să postez pe toate grupurile și acum și al Parlamentului și pe tot ceea ce înseamnă parte de București. De-aia am postat, vă spun, legat și de Spitalul Județean și de situația din Suceava. Și nu s-o alertat nimeni. Adică, ok, mai scrie și asta niște lucruri. Eu o spun acum și o să o trimit și asta și o să fac tot ce pot ca să arăt pericolul în care sau situația în care ne aflăm. Mai mult de atâta nu am ce face. Nici dumneavoastră n-aveți, dar o spunem. La criza alimentară.
vom avea situația în care televiziunile centrale îmbătate din rating vor zice, domnule, noi mâncare, ce ne facem? În loc să spun acum, domnule, hai să luăm măsuri ca să nu ne plângem în toamnă iarbă că nu-i mâncare. Deci aici e, noi după ce au explodat, constatăm, agită toată lumea, domnule, focar de infecție la Suceava, coronavirus. Bun, dacă n-am să o cu două luni, de ce nu s-au luat măsuri? După ce am anticipat, domnule deputat. Da, eram cu anticipat atunci. Ne băteam cu Orban 1, Orban 2, Orban 3. Ha, 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 he, he, he. Ăla-i prost, ăla-i idiot, anticipate. Și uitați că n-ai găsit, dar noi eram anunțați. Pentru că eu am publicat, noi am dat aici la Plus TV, o știre din martie sau februarie anul trecut de la o televiziune națională, care anunța, deci Organizația Mondială a Sănătății anunța că va fi o pandemie plecată din Asia. Și măcar dacă aveam și noi urechi ciunite, ce înseamnă pandemie? Înseamnă o chestiune care este ori pe virus, ori pe bacterie, ori pe orice fel de microorganism. Ce trebuia să facem? Măcar să luăm echipamentele de protecție minimale, domnul deputat. Dar să ne întoarcem la agricultură. Nu s-au băgat apă pe canalele de irigații. Mai aveam vreo 300 ceva de mii de hectare cu grâu irigate. N-au băgat apă nici pe canalele de irigații, domnul deputat. Acum în ceasul al 12-lea. Bun. Statul român, și mă întorc la domnul ministru, că n-am ce face, asta e situația. Nu l-a acuz la asta, dar poate atâta poate. Adică, mai mult decât înțelege. Adică, exact. Domnule, era un moment foarte important, acum vreo 3-4 săptămâni, înainte de a pleca ultimele exporturi de grâu din țară, când s-a măturat prima zi, tot. Când putea, odată interzice exportul, doi, cumpăra la un preț bun grâu din intern, și completa rezerva națională. Așa este. Deci era un moment care, odată, dădea o gură de oxigen agricultorilor, și doi, stăteam toată lumea liniștită că avem ce mânca. Dar astea au fost deciziile lui. Ce l-a determinat să-l ia sau să nu-l ia este iarăși un lucru care nu mă lămurește, că aș vrea să spun că e problema lui, dar e a noastră. E a noastră și e vânzare. Domnul deputat, am lăsat la o discuție între președintele Ron Pan și un coleg din presă. Și spunea că un coleg de-al dânsului care se ocupă de mărărit a cerut guvernul României, bă, dați-mi de rezervă de stat niște grâu ca să pot, era atunci când au fost vânzările alea mari de făină pe piața românească în luna martie. Dați-mi de rezervă de stat și ori vă dau grâu înapoi, ori mi-l plătesc. Dar tot pentru populație, pentru interna nevoie. Și spune ăștia, domnule, de la minister, domnule, nu mai e nevoie să dăm rezervă de stat, am descoperit la Matan județ, e vorba de Fiuțul Călăraș, 5.000 de tone, are unul 5.000 de tone. Dar domnule, de la grâu meu. Ați înțeles? Tare de tot! Dacă n-ar fi criză, ar fi bucurie. E un ban foarte bun. Toate că chiar este adevărat. Deci, ăia practic îi vindeau lui grâu călăreni, silos. Statul român. Nebune! Lume dusă, multă lume bolnavă. Domnul deputat, e nebunie, e prostie sau e nebunință? Sau toate la un loc? Eu cred că este lipsă de bun simț. Corect. Și de responsabilitate față de noi. Da. Am vorbit foarte bine, a spus pâinea noastră cea de toate zilele, dar pâinea așa cum este în rugăciune nu se referă doar la pâinea. Corect, numai la bucatele de pâine, da. Numai la bucatele din pâine. Avem o situație extraordinar de proastă în ceea ce privește țiarele și solarile. E extraordinar de proastă. Tot ceea ce înseamnă marketuri, supermarketuri noastre mici, importă tot ce vedem noi acolo, ridic, ceapă și așa mai departe. Toate gunoiile, la prețul de nimic, toate gunoiile. Da, tot ce nu consumă Turcia, Italia, Spania. Și mai și Grecia. Și Grecia, da. De acolo vin importurile mari de... Dar și noi stăm, sau producătorii români, stau cu marfa, deci efectiv nu au cui o vinde. Nu au cui vinde marfa, fiind piața vinde prin, evident,
angromurile românești care achiziționează de la producători și ulterior vând mai departe. Așa este. Dar odată ce marele magazine care sunt singurile deschise, da, sau la care se merge și se cumpără, nu iau de la aceste unități românești de comercializare, respectiv producție, ne-am trezit că avem record, avem producție și nu avem ce face cu ea. Deci oamenii se duc pe tot ce, pe toate palierele legate de agricultură, efectiv se prăbușesc. Pe lângă asta, erați în totul cum de agricultură când domnul Daia, cel hulit, domnul Daia de care râd de toți fraierii. Domnul Daia, care după părerea mea și nu doar după părerea mea, este cel mai bun ministru pe care a avut agricultura din 90 și până acum. Cu cormoran, fără cormoran, nu contează. Dar domnul Daia a dat aia 3.000 de euro la legumicultori. Eu am părinții de pe Marea Dunării, e zona legumicolă puternică. Rudele mele puneau biserici, la biserică puneau lumânări în sănătatea domnului Dragnea. Nu, domnului, nu, domnule, iartă, în sănătatea domnului Daia. E bine, acum domnul Oros spune că le dă 5.000 de euro. Dar condițiile sunt atât de drastice încât nu o să ia nimeni același fel de 5.000 de euro. Asta e un aspect, iar al doilea aspect este că banii nu ia dintr-o sursă, sau diferența care ar trebui să fie, nu este dintr-o altă sursă de finanțare. Bineînțeles că nu. Tot din subvenții, da, dar pe alte produse. A redus subvenția la o serie de plante tehnice, da, plante care pot fi industrializate, care și acolo e un scandal, în cred, reducându-se le subvențiile ca să le dea din coace către programele. Exact. Da, știți că s-a redus de la oleaginoase, în special. Exact. Și știți de ce? Da, știu, știu ce. Da, și uite așa, ne trezim că din haosul ăsta, nici nu știu, aproape că Ministerul Agriculturii zici că ne coordonează spre haos, în loc să ne dea drumul spre a rezolva problemele, spre logică, spre... Eu când mi-aduc aminte de asta cu motorina, nici nu-ți vine să crez, adică... Deci, da, în ultimii 2 ani de zile, subvenția a fost dată în avans. În ultimii 2 ani de zile. Atenție! Deci subvenția pentru anul trecut, pentru sămătorile de primăvară, era dată de la începutul anului 2019. Mai țineți minte? Absolut. Aici... Înainte să facă o lucrare, că atunci are nevoie de bani. Achesez la ceea ce a spus, Daia a fost un ministru foarte bun. Așa este. Asta a fost ideea lui, de a plăti înainte și a recupera din bugetul de stat și a recupera ulterior statul român din fondurile europene, care vin mai târziu. Exact. A văzut ce producție agricolă a mai avut în ultimii 2 ani de zile. E drept că a și plouat. La treaba asta aș plua. La treaba asta mai trebuie adăugat faptul că este o problemă majoră creditarea. Da, corect. Corect, corect. Și în domeniul financiar bancar, cei care creditează la origine nu sunt români. Da! Păi noi avem o singură bancă guvernament cu banii a statului. E cecul, cec bancă. Ăsta e adevărul. Atât. Acum, ceea ce am făcut noi, cei de la Pro România, a fost ca venim cu un amendament pe codul fiscal, prin care am propus să obligăm guvernul, că aș trecut prin Parlament, o să obligăm guvernul, dar trebuie să promulgem pe președintele, să dea garanție de stat, să garanteze împrumuturile pentru agricultură. Exact. Adică nu să le dea bani, că banii evident că n-au zis. Nu, oficiul de garantare. Un oficiul național de garantare. Exact. Și ceea ce poate duce, sau va duce în mod cert, la scăderea dobânzilor. Da? Evident că banca, având garanție, poate negocia și se poate reduce dobânda. Da, domnul deputat, dar știți care e problema? Că statul român îmi este mie concurent ca fermier. Că statul român merge și să împrumută nu de la organisme internaționale cu dobândă mică. Statul român merge să împrumută de pe piața liberă financiară și merge și împrumută de la banca X un miliard de euro. Păi, statul are garanție că e stat, nu? Așa. Guvernul are garanție că e vorbit de statul român.
Dar banca nu o să facă 50.000 de dosare câte 10.000 de euro, sigur că îi dă statul român. Și statul român devine neconcurent. Iar banca nu se mai chinuie să mai îmi dea mie 10.000 de euro. Nu? Da, păi știm, se întâmplă de mult. Nu e ceva nou, să zicem așa. Din nefericire, se întâmplă de mult. Ne împrumutăm din ce în ce mai mult. Nu știu dacă ați urmărit... Și din ce ce mai prost. Din ce ce mai mult și din ce ce mai prost. Și dacă au urmărit cei care se uită acum la televizor, că la ultimele patru împrumuturi pe care au vrut să le facă pe piața internațională, Guvernul României... Pe piața liberă. Nu. Piața, nu am primit bani. Asta ca să vedeți ce credibilitate avem. Deci nu ne-am putut împrumuta. Nu ni s-au pus numele la dispoziție. Da, și acum am văzut că tot acest geniu al economiei și al finanțelor românești, domnul Câțu, nu am nimic, ca vă spun, nu judecat, nu fi judecat, dar nici nu pot să zici ceva mai... Ce să zici de bine despre el? Vine acum și spune ceea ce trebuia sau vrea să facă ceea ce trebuia să facă acum două luni, împrumute de pe piața internă. Câștigam toți, ne ajutam noi țara, ne ajutam poporul, ne ajutam guvernul. Și guvernul ne ajuta până cu niște dobânzi. Așa e corect, așa e normal, așa e patriotic, așa e românește. Dar aici e chestie, cum să spun, nu trebuie să fii mare finanțist, să faci grafic, un asta e chestie de bun simț, adică... Dar știți de ce nu s-a făcut așa, domnul deputat, știți de ce nu s-a făcut așa? Pentru că o bancă comercială internațională, deci pe care se află pe rețeaua, pe rețeaua de piață financiară liberă, dă și comisioane alea care face împrumut. Poporul român nu i-a fi dat comisioane. Zic și acum, nu știu. Dă și că așa e. Pe mine mă depășesc. Pe mine nu mă depășesc. Da, mai și facem haz de necaz. Facem ca asta. Sigur că tot bunul simț îmi spune să vă dau dreptate. Adică nu trebuie să fie prezaiul informații certe. Absolut. Ce se întâmplă în spatele a tot ceea ce acestor sume care se mișcă pe piață. Și atunci statul român, la ora actuală, nici nu are pentru el de unde să finanța. Mai auzim și toată povestea asta nebună cu cheltuieli care se doresc să se facă în următoarele luni și care se cresc așa exponențial și lumea se spune... Ajutoare de la domnul Oros, ajutoare pentru agricultură. De unde Dumnezeu că mi-a dat subvenția pe decembrie? Dar nu să dă el ajutoare. Ca să parafrazez un coleg de-a meu, deputat în comisie, când ne-a prezentat secretarul de stat, zice, domnule, despăgubim toți agricultorii pentru calamitate, secetă, și uită asta așa, zice, o să despăgubim la dracu' în Paște. Exact așa. Poate intenții ori fi având sau verbal ori fi spunând, dar noi ne-am săturat de atâtea asigurări. Ne s-au dat asigurări de la București că totul va fi ok în Suceava. Ne s-au dat asigurări că spitalul va fi în regulă. Ne s-au dat asigurări că economia merge bine. Ne s-au dat asigurări că vor veni bani pentru despăgubiri, pentru subvenții. De la aceste asigurări până la a trăi în viața de zi cu zi și a vedea realitatea, e o cale enormă. Domnule deputat, mai avem câteva minute. Vă rog, spuneți-mi ce se mai întâmplă cu legea aceea pe care ați făcut dumneavoastră și l-ați înaintat camerei deputaților pentru scăderea TVA-ului la lemn de foc. Pentru că ăia de la blocuri nu prea au treabă cu lemn de foc. Dar noi aici, în zona și în zona rurală a Sucevei, este nevoie de lemn de foc. Dumneavoastră ați înaintat un proiect prin care vreți să reduceți TVA-ul de la 19% la 5% la lemn de foc. Asta ar însemna o scădere a prețului pe lemn de cel puțin 10-12%. Bun, odată amendamentul pe care, a venit la codul Silvic în 2017 a dus la mărirea cantității de lemn de foc vândută către populație de la 60.000 de metri cub în 2016 la 220.000 de metri cub în 2019. Deci o mărire de aproximativ 3-4 ori.
S-a trecut pe secretul acela care a fost în 2017. Exact, fiindcă știți, atunci când ieșeam și la dumneavoastră la televiziune și explicam și la alte televiziuni și în presă și în media, foarte puțină lume făcea legătură între faptul, între ce înseamnă un proiect legislativ și ce se întâmplă. Exact. Sau ce se va întâmpla. E, ăsta a produs efecte și uite că avem lemn de foc pus la dispoziția populației. Dar a venit partea cealaltă care, sau cetățeanul care a ridicat problema, este dar scump. Și gândiți-vă că lemn de foc în general sunt persoane nevoiași, pensionari. Nu contează că nu e nimeni bogat, domnul deputat. Cine Dumnezeu e bogat în țara asta? Cred că 0,2% dintre ei sunt bogați. Da. Toți suntem săraci. Asta e. Asta e adevăr. Și atunci am venit cu propunerea că asta se putea face de reducerea TVA-ului de la 19% la 5%. 180 de lei este prețul la lemnul de foc fac conform catalogului. O reducere de 15% este chiar mai importantă decât la spuneva să mergi la 25-30 de lei. Măcar i-a scos transportul acolo. Măcar i-a scos transportul. Exact. Documentul l-am depus în decembrie anul trecut. Este, a trecut de partea de comisie. Înțeleg că ajunge la noi la cameră și o să fac tot efortul prin intermediul liderului de grup, a domnului Victor Ponta, să-l și votăm în această sesiune parlamentară, în așa fel încât din septembrie să avem nu doar lemne mai multe, că acum e clar că sunt mai multe, dar și mai ieftine. Să fie și mai ieftine. Doamne ajută, adică, Doamne ajută. Acestea au fost, să zic, două idei pentru mine foarte importante din campania din 2016. Am zis rezolvarea crizei lemnului de foc și activitatea populației. Și l-ați rezolvat, da. A fost în parlament și l-ați rezolvat. Care e voia lui Dumnezeu, că atât e de complicată aritmetica și logica parlamentară, că dacă nu era să lucrez chiar acolo, n-ai cum o înțelege din afară. Dar cu voia lui Dumnezeu, iată că cea mai mare parte a problemei, adică lemnul de foc, este în cantitate mai mare pentru populație, nu va fi niciodată suficient. Absolut. Ca nicio resursă. Da, dar mai intervin și samsari, mai intervin alte interese, știm cum e. Absolut. Trebuie să fim realiști. Este mai mult intermediar care se ocupă, care se transforma și treaba asta. Așa cum e și cu tăierile ilegale. Nu o să fie că lumea tăierile ilegale. Sunt și în Germania și în Austria. Domnul deputat, mai avem 2-3 minute. Vreau să vă întreb la modul personal, așa, ca un om ce sunteți simplu și educat așa cum mă cunosc pe noastră. Ce ați făcut în zilele astea? Hai că dau din casă. Mi-a spus că împreună cu bratul nostru, cu Teo, ați plantat o mică livadă de prui. Sau de meri. De meri, meri. De meri. Cât ați plantat? 200 de meri. Atât am făcut, am aici în spatele casei, dar să știți că așa mă bucur de ei și în fiecare dimineață, știți, aici am citit undeva o chestie că nu trebuie să te uiți la cum te dezvolți ca om, așa cum se uită, cum s-ar uita un agricultor în fiecare dimineață dacă a mai crescut livada. Da. Dar eu mă uit chiar în fiecare dimineață prin spatele casei și așa mă bucur. Și dacă n-a spus-o singur, hai să-l amintim și pe Teo. Hai și copilul, evident. Păi da, păi n-a spus-o singur, acum fii sincer. Cel puțin la parte de udat. Păi vedeți? Aici e un avantaj, fiind în spatele casei, pot uda. Dacă nu aș fi avut posibilitatea de a uda acești merișori încă, vă spun, nu se prindea niciunul la ce fecete. Corect, așa e. Deci dacă o făceai undeva în câmp, e dezastru. Dacă n-aveai cisternă lângă tine cu apă, corect, exact. Nu se prindea. N-ai cum să prindă, domnule, eu fecete. Deci dacă îi udați peste două zile, crăpat pământul unde am udat. Deci nu-mi vine să cred eu de asta, așa am început și am spus că câți oră s-ar trebui să iau o găleată de apă să o toarne. Când ai turnat o găleată de apă pe pământ și vezi că se duce efectiv ca în fântână, așa este. Înțelegi dimensiunea dezastrului. Înțelegi că ai 17% la PIB, nu mai vin. Da. Aia 17% cât aducea agricultura. Exact. Și mai adaugă la asta tot ceea ce înseamnă turism, servicii, tot ceea ce e blocat. Industria alimentară, aia care avem. Industria alimentară, eu... tot ceea ce înseamnă pe verticale, pe orizontale și pe verticale. Adică eu nu vreau să...
nu vreau să critic pe nimeni, dar ceea ce i-a sfătuit pe cei 3-4 decidenți pe profiliei care iau decizii, când se trezesc dimineața, e așa un pic liniștit, contemplă natura, să scuturi din cap, să se uite într-o oglindă și să zică, dom'le, ce-i de făcut? Așa cu răspundere, cu simț de răspundere, dom'le, ce-i de făcut? Să meargă pe când, domnul deputat, că agricultura nu se poate din birou. Că scoate el capul pe geam și spune, bă, plouă, bă, nu plouă. Avem an fără ploaie, avem an secetos. Nu de observație avem nevoie, că asta vedem la meteo. Ministerul Agriculturii trebuie să se ocupe de agricultorul României. Domnule deputat, am ajuns la final, din păcate, vă mulțumesc tare mult. Da, și eu vă mulțumesc. Salut și pe băiatul dumneavoastră, cel cu care aveți nevoie, adică cu proprietarul divizii, să zic așa. Sigur că da. Salut, Teo, și vacanță, vacanța asta forțată, plăcută. Și să ne vedem cu bine și să ne vedem sănătoși, domnul deputat. Cele bune. Cu mare drag, cu mare drag, vă salut și eu. Doamne ajută. Iată, iată despre pâinea noastră cea de toate zilele. Iată, am aflat de la domnul deputat că în România, țara noastră, grânarul europei, 80% din spațiile de depozitare pentru cereale sunt ale unor străini. Iată ce mai aflăm de la domnul deputat. 50, între 45 și 50% din terenul agricol al României este mâna străinilor. Datele sunt cele oficiale. Eu zic că avem mai mult. Ce ne mai spune domnul deputat? Că nu s-a făcut absolut nimic pentru agricultură, că nu s-au dat subvenții. Nu se are grijă de momentul ăsta acum, nenorocit, în care trebuie să întoarcem culturile de păioase, să facem cultură de porumb sau alte culturi de primăvară pentru a avea ce mânca la iarnă. E trist, se pare că, stimați sucebeni, se pare că România și-a pierdut suveranitatea alimentară, se pare că nu ne mai putem hrăni din pământurile care ne-au mai rămas și cu brațele noastre, se pare că suntem pe lângă COVID, se pare că suntem într-o situație foarte grea. În mod sigur va veni criza alimentară. Of, Dumnezeule, ce vremuri trăim. Of, Dumnezeule, dacă știam, nu făceam copii ăștia. Sunt Gabriel Ghincea. Vă urez tot binele din lume, să fim sănătoși, să ne revedem sănătoși. Ne revedem mâine la matinal și probabil mâine la ora 10 într-o emisiune cu Dani, colega mea. La revedere, toate cele bune! Vreau o țară ca afară, să nu mă tragă nimeni pe soară, buzunarele să nu doară. Vreau o